Domnule primar, am o întrebare, o nelămurire de fapt. Am discutat cu niște funcționari din primărie de la dumneavoastră. N-am voce. Am discutat cu niște funcționari din primărie, mai exact, nu vă dau numele acum, dar am înțeles că oamenii au fost pe teren, au aplicat legea și au făcut treaba, în cazul unor executori, de exemplu, sau altcineva, au fost dați în judecată și au trebuit să-și angajeze avocat personal, efectiv să plătească din banii lor, chiar amendă. A primit o funcționară pe discuția cu liniile de tramvai de la... E normal? Așa? Sunt tot felul de aberații. Eu mi-am spus oful de repetate rânduri, legislația este aberantă. De aceea, într-o mare măsură, atâți lucrători din sectorul public au probleme, pentru că legislația este aberantă. Evident, există și componenta de lucrători din sectorul public care este înclinată spre abuz, spre furt, spre tot felul de fără de lege. Aceștia trebuie pedepsiți și pedepsele trebuie să fie astfel. Problema este însă că în timp s-a constituit un cadru legislativ în România în care un angajat din sectorul public de bună credință integrală, 100%, poate da de necaz. Și asta nu e în regulă. Depinde de, în mare măsură, de înaltul profesionalism, ca să zic așa, al celor pe mâna cărora ajunge astfel de lucruri. Pentru că dacă se întâmplă în toate segmentele, există și oameni de bună credință și oameni nu sunt de bună credință. Și cum există în rândul unor categorii mai expuse și despre care se vorbește mai mult, trebuie să fim conștienți că există și în rândul vatmanilor, vatmani corecți care își fac datoria și unii incorecți care nu își fac datoria, există și în rândul inginerilor, există și în rândul profesorilor, medicilor, economiștilor, juriștilor, prin urmare și în instituțiile sistemului judiciar, alături de oameni care sunt convins că sunt de parte majoritatea, cu altă conștiință, pentru că meserie specială aceasta de jurist pe diverse poziții în sistemul judiciar, este una care îți trebuie în altă conștiință. Există astfel de oameni care cunosc lege, care sunt profesioniști și se străduiesc să-și facă meseria și să o facă cu deontologie impecabilă, ei, dar mai există și unii care nu sunt așa. Și dacă o persoană de bună credință ajunge pe mâna cuiva care nu e de bună credință sau nu e profesionist la nivel pe care trebuie să fie, poate avea de cazul și nevinovat. Am asigur că sunt mai multe niveluri și instrumentare, adică să plânge și apoi să ajunge în instanță de judecată și e foarte puțin probabil, dar nu este exclus, ca pe toate nivelurile să se întâlnească oameni care nu-și fac datoria cum trebuie, că nu pot sau că nu vor. În regulă, undeva se rânduiesc lucrurile, așa cum nu, da, trebuie știți să se rânduiască. Dar noi nu trebuie să depindem așa de mult de persoanele cu care ajungem să interacționăm. Sistemul trebuie pus la punct încât el să fie imun pe cât posibil, să aibă foarte puține vulnerabilități, să nu permită nimănui să greșească fără să fie pedepsit pentru greșeala pe care o face. Și atunci, dacă în sectorul public, într-o primărie, de exemplu, sunt pe picior de egalitate și cei care sunt corecți, sunt cinstiți, își fac datorie, și cei care fac abuz, care fură, care primesc mită, nu e normal. Cei din categoria a doua trebuie să fie pedepsiți. De aceea e și lumea în stradă, pentru că a simțit că există o tendință a puterii actuale de a pune pe același nivel cetățenii de bună credință și pe cei
disciplinați spre fără de lege pe cei care chiar comit fără de lege. Nu, dar știți că avem... Nu te-a acceptat, pentru că în om, dincolo de aspirația la bunăstare, e și ea firească. E mult mai puternică aspirația, nevoia de dreptate. Asta e mult mai puternic. Eu am fost relațiile cu studenții. Poți să fii foarte exigent și am fost una exigent. La toate evaluările pe care le-am făcut sub anonimat, la studenții, la completat, votare sub anonimat, am ieșit foarte bine, pentru că au apreciat corectitudinea, dreptatea în raport cu ei. În schimb, cadre mai indulgente, care erau nedrepte, dacă se supărau pe unul, persecutau la notă, pe altul, favorizau de nu știu ce motive, erau sancționate prin aprecierea studenților. Iar ceea ce am văzut eu, din calitate de dascăl în universitate, vis-a-vis de aceste raporturi, este valabil, am această convingere, la scara societății, în ansamblu ei. E natura omului, aspirația spre dreptate. Îl deranjează nedreptatea. E o formă total idiotă, după părerea mea. Cel puțin eu o consider o tâmpenie. Și nu știu de ce unul cadrează la vorbe înțelepte, ci că adevărul supără pe om. Nu știu ce om e acela pe care îl supără adevărul. Neadevărul supără pe om. Neadevărul. Unde s-a ajuns în situația, domnule primar, în care acei funcționari corecți, care își fac treaba corect, nu mai vor să lucreze și să-și facă treaba tocmai din cauza acestei, să spun... Și care ar fi soluția? Modificăm legea? Nu trebuie schimbări în legislație. Nu trebuie schimbări în legislație. Legea trebuie să fie foarte, foarte clară. Încât să nu mai depindă de bună voința unuia sau altuia aprecierea asupra a ceea ce ai făcut. Să fie foarte clar că ai fost corect sau că ai fost incorect. Toate aceste ambiguități, contradicții între diverse legi, faptul că undeva se spune se pot face următoarele lucruri și se mai adaugă în condițiile legii și într-o lege temiri în care ți se limitează de fapt ceea ce tu ai înțeles că poți face dintr-o altă lege. Creează premise pentru greșeli involuntare. Eu de multe ori trebuie să dau explicații pentru lucruri care cred că nu sunt făcute de mine. Primarul are un aparat de specialitate. De aceea sunt sute de oameni. De aceea trebuie să vine cineva și spune, păi, a greșit, e greșit că trebuia și nu știu ce aviz să mai există. Chiar pe cazul la care s-a făcut referire. Bun. E greșit și eu spun, hai să vedem, eu nu știu, vă dați seama, de aia am un aparat de specialitate. Îi chem pe cei implicați și ei explică. Păi, nu am interpretat că nu trebuie în acest context, mai știu eu ce. Ceea ce vine în corpotice, va trebuie. Și apare un litigiu. Bun. Și se ajunge la sancțiune. Care e sancțiunea? Să plătească primarul 5.000 de lei ca persoană fizică. Păi am spus, amenziile le primiți pe CNP. Eu am pățit așa ceva. Deci, acești indivizi vin, de fapt, chitiți. Asta e părerea mea. Să mă amendeze pe mine, pe persoana acolo. Am primit o comandă pe mic de filiere și, negăsindu-mă cu ilegalități comise de mine, caută în aparat diverse, că nu fac așa ceva, Doamne ferește. N-am făcut niciodată, nu fac și nu voi face. Greșeli comise de aparat și văd ce amenzi ar putea să-mi dea. Primarul ăia sunt amenzi. Și e normal. Spune, dom'le, dar stai puțin. De ce să plătesc eu? De acord. S-a greșit. Dar să plătească cel care a greșit. Ei, v-am dat un exemplu. Sunt multe alte exemple. M-am raportat cu acest exemplu la cazul pe care noastră l-ați semnalat. Asta credea să facă PSD-ul. A ajuns la guvernare, a ajuns să aibă o majoritate în Parlament, să corecteze legislația, astfel încât cetățenii de bună credință, și din sectorul public și din sectorul privat, să fie protejați
cetățenii de rea credință, care comit fără de lege, să fie pedepsiți și mai astfel decât au fost până acum. Nu, hai să vedem că, totuși, sunt prea mulți care sunt pedepsiți, hai să facem să nu mai fie pedepsiți. Păi nu, dacă încalcă legea, să fie și mai mulți. Dacă e nevoie de închisori suplimentare, să fie construite închisori suplimentare. Dacă oamenii nu înțeleg să respecte legea. Dar nu e normal să-i duci în închisoare când, de fapt, ei sunt nevinovați sau când faptele lor nu sunt din categoria care să justifice pedeapsa cu închisoare. Și trebuie așezate lucrurile. Păi și nu se vrea atunci? De ce nu se vrea legea răspunderii mai sus? Eu ați văzut că am venit cu câteva locuri față de parlamentar, de 4 ani, n-au făcut nimic, niciunul. Dar știți unde e paradoxul? Vă dau un exemplu, e de fapt nici pentru ei, eu nu înțeleg. Ce dracu caută în Parlament?